Discuția s-a axat pe integrarea Serbiei în Uniunea Europeană, pe relațiile foarte bune pe care noi le avem ca state, pe colaborarea între cele două guverne ale României și Serbiei și, bineînțeles, pe decizia pe care am avut-o mai veche de a semna un memorandum de înțelegere între Parlamentul României, Camera Deputaților și Parlamentul Sârb, susținând pregătirea Parlamentului Sârb pentru momentul în care se deschid capitolele de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Să sperăm că sunt anul acesta. Eu urez succes doamnei Gojković și guvernului sârb și să pregătim toți parlamentarii ca să știe cum să poată să adapteze legislația foarte rapid la cerințele Uniunii Europene.